Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod cu Brasla Haiducilor, oameni buni. Făcusem rost acum câteva episoade de capul acesta de găină și am zis că trebuie să-l punem aici neapărat, că nu se poate, frate, să rătăm un cap de găină, să fim serioși. Așa că este război pe aici, pe server, între trei persoane, într-adevăr, dar, na, asta este. Mai bine așa decât prea mulți, nu? Totuși, ce facem cu acest PX? La un moment dat trebuie să-l luăm, nu? Adică o să-l iau eu cândva. Dacă nu-l ia nimeni, îl iau eu. Îmi ba picior. Bun. Astăzi vreau să lucrăm la bază. Am început deja puțin să lucrez. Și pe lângă bază vreau să mai lucrăm și la, bineînțeles, traseul nostru, circuitul aerian. Pentru că trebuie lucrat și acolo. Deci o să lucrăm în două părți și vedem ce o să mai apară în parcursul episodului. Poate o să mai facem ceva, nu știu ce. Dar poate o să mai facem. Tot timpul să aveți în cap că urmează ceva diferit. Bun, hai că mă duc pe aici așa să mă lansez. Dar mai întâi de toate, hai să dormim. Mai întâi de toate voiam să vă zic că ați făcut o treabă extraordinară cu confuzarea oamenilor. Adică Blushman trimisese mesaj pe Discord și era destul de confuz și mă bucur, înseamnă că am reușit să facem ceva bun. Bravo, băieți, bravo, vă mulțumesc din suflet. Știu că unii ziceau că, nu, colpiri s-au făcut, nu, colpiri. Am văzut că m-am uitat, am verificat comentariile pe acolo și toate alea, dar, da, adevărații abonați au zis acolo cum am zis eu și vă respect, vă mulțumesc. Ok, am făcut podeaua pentru fiecare nivel, dar tot așa am făcut-o din birch. Birch wood, guys, am făcut-o din birch wood și avem una, două, trei, patru podele, adică patru, stai, unu, doi, trei, patru nivele. Da, avem patru nivele unde putem să facem chestii. Aici, în nivelul acesta, ideea mea era să fie aici un copac mare și frumos și toate alea. Și probabil o să rămână chestia asta să facem, un copac custom făcut ca lumea. Pentru că orice ar fi, eu tot o să fac lift. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că undeva pe aici, pe chestiile astea, o să fie un lift. Trebuie să fie un lift cu apă, că altfel n-avem cum să urcăm, știi? Doar cu elitra. Ceea ce e mai greu să ajungi la nivelul 2 doar cu elitra. Așa că o să încercăm să facem un lift de apă sau să avem fix aici în mijloc, adică blocul acesta din mijloc, să fie apă. Și, gen, putem să ne urcăm și după nu știu dacă putem să ajungem pe asta. Bă, dar cred că ar fi un lift mai interesant, așa, dar totuși nu o să putem să facem copacul ăla. Mama lui de copac, stai puțin, că eu voiam să arăte și mai chiar așa cum copacel. Hai, mă, urcă, mă! Doamne, iartă-mă! Așa, voiam să pun acolo un copac unde e sticla asta, că s-ar vedea ca lumea tare în mijloc, știi? Dar tare mă gândesc că nu o să mai funcționeze chestia asta. I don't know. Mă rog, astăzi vreau să pun sticlă pe părțile alea. Sticlă roșie, bineînțeles. Și deasupra, aici, cred că o să punem tot sticlă roșie, da? Deci o să avem nevoie destul de mult sand. De destul de mult sand, ok, bun. Și poate încercăm să facem și capaul. Că de ce nu? Dar să vedem cât sand avem. Avem ceva? De fapt, da, avem. Trebuie să-l prăjim acum. Și culori avem la greu. Da, și mi-a zis cineva că, bă, frate, de ce nu pui TNT în cercul ăla 10? Și, da, am doar 5 TNT, dar o să încerc să pun mai încolo când mai lucrăm, pentru că trebuie să-l mai lărgim. Deci, cam asta ar fi ideea mea de lift, dar fără... Dar, de fapt, nu, e ok dacă e mai mare, așa, sincer, dar faza e că durează foarte mult să ajungi de la un nivel la altul, cred. Dar ar fi un lift ok, știi? Gen, vii aici, hopa. Bine, că poți să te duci așa, ceva de genul ăsta, ca să cobori mai repede. Sau să apeși shift, bineînțeles. Și de urcat, destul de decent și ai putea să ajungi. Nu știu, mie îmi place ideea asta. Aștept în comentarii să văd ce ziceți și voi. Momentan îl lăsăm așa, ca să ne transportăm. Dar nu arată rău. Chiar nu arată rău. Să-mi ziceți în comentarii dacă așa, sau să facem cu lift pe partea asta.
Acum chiar nu știu, sincer. Îmi place și așa, într-adevăr este puțin mai încet, dar cine ne grăbește, știi? I don't know. Aștept în comentarii, da. Ia să vedem ce am reușit să fac. Hai, ne învârtim puțin cu elitra. Da, îmi place. Și după o să-i punem... Dar nu știu ce să zic despre chestia asta albastră, adică despre apă. Arată destul de ciudat acum. Fuck! Nu știu, parcă strică puțin vibe-ul. Se vede aiurea, știi? I don't know. Mă rog, ideea este că trebuie să ne concentrăm pe ce avem, pe glass. Și da, arată bine, putem să mai adăugăm niște detalii pe acolo. Da, lăsăm cu glass aici. Și plus că o să mai fie niște detalii pe care încă nu le-am pus, dar urmează să le punem. Mai avem nevoie de niște glass ca să facem pe la spate, că n-am reușit să fac încă. Totuși, dacă nu avem așa de mult TNT acasă, hai să vedem, poate aici au rămas TNT-ul, că am două temple pe lângă mine și poate cineva nu le-a luat și o să avem nevoie de TNT. A, l-a luat? De ce luați TNT? Ce ați făcut, mă, cu TNT-ul, mă? Mă, oameni, mă... Ok, i-am pus și capac acestui turn. Ia să vedem. E puțin dubios aici. Mă mai gândesc. Mai întâi să văd ce ziceți și voi cu liftul ăsta. Dar alt lift nu prea ar merge, sincer, m-am gândit eu. Pentru că dacă ar fi să pun în colțul ăla, colțul ăsta e puțin mai pe aici, gen... Nu merge. Ar trebui să fie pus undeva la 2-3 blocuri de colțul ăla ca să poată să fie liftul aici. E puțin mai complicat, ce-i drept. Locul ăsta mă gândeam să fie, nu știu, un loc de priveliște, destul de fain. Ăsta, de aici, v-am zis, un zen room. Adică, pur și simplu, să fie totul chill și frumos aici. Bun. Stai, ce? E ceva stricat? Nu, e totul bine. Și aici, stați puțin că am luat și niște chestii și voiam să pun... Va trebui să mai iluminăm zona asta destul de tare. Nu contează că se vede asta, n-avem ce să facem. Ok, arată ok, mai astupă niște chestii, bun, perfect. There we go. Aici mă gândeam să punem niște ferme, să avem, cum se cheamă, enchanting table ar fi ca lumea să avem pe aici. Să avem așa în fiecare parte câte puțin. Și ferme, la ce ferme? Am putea să facem o mini fermă de sugarcane, dar prea mică are și aici, sincer. Da, e interesant. Aș vrea să aud și părerile voastre, oameni buni, că mie... Deci, practic, eu am făcut chestia asta pentru că am vrut să fac ceva nou. Pur și simplu, o mega base. Asta se cheamă mega base, cu toate că nu e cea mai mare. Și bine că nu m-am aruncat prea mare, că după nu mai făceam nimica chiar. Da, și am vrut să fac ceva nou. Eu de obicei n-am făcut în viața mea de când joc Minecraft chestii de genul ăsta, mega base-uri. Și ăsta chiar îmi place. Îmi place cum a ieșit, dar mai este mult de muncă la el. Dar n-am idee cu ce să-l umplu înăuntru. Camera cu chest-uri, da. Bun, la a doua pot să pun niște mini ferme. Cum ar fi asta de vaci, să o mut acolo, nu? Sau să pun una de... Uite că tot mai avem nevoie din când în când, dar nu prea avem nevoie. De astea, cum se cheamă? Dar să fie acolo ceva, să fie eficientă, să producă ceva, că ar trebui să producă chestiuța asta ceva și nu știu exact ce. Of. Am putea să mutăm ferma de fish acolo, am putea să mutăm sugarcane, să producem cactus, să producem puțin. Așa doar să fie cât de cât și cât stai AFK la ferma de fish, o să produce altceva, dar deja nu mai stai AFK la ferma de fish, asta e problema. Da, e o adevărată luptă, dar măcar să terminăm prin exterior și după sper să mai veniți și voi cu niște idei să construim înăuntru. Bă, chiar arată fain, frate, să-mi bat piciorul. Oare să-l fac mai diferit? Este că pare destul de lunguț, dar cu cât e mai lung, cu atât e mai bine, nu? Gen, na, îți dai seama că se vede la distanță, asta e ideea. Dar, wow, nu știu, să-l fac mai mic? Cred că ar trebui să-l fac puțin mai mic. Da. Ok. Măcar am încercat. Da, l-am făcut puțin mai mic și sincer să vă spun, chiar îmi place cum arată. Acum, întrebarea ar fi, oare să-i fac și un cerc așa? Dar arată dubios, frate, să-i fac un cerc. Adică arată dubios și așa puțin. Dar să-i fac și un cerc? Pentru că, dacă stați să vă gândiți, ăsta plutește și am putea să începem un cerc undeva de aici, știi? Hai să-i fac un cerc din cobblestone să văd cum arată.
Asta să fie baza. Bine, revin cu voi imediat. Ok, bineînțeles că l-am construit din toate blocurile posibile, dar nu este cer cu oameni buni, este un oval. Și ovalul acesta n-arată rău, pentru că are 10 pe lateral și deasupra și de desubt are 7. Pentru că dacă făceam 10 și pe partea asta, gen de desubt și deasupra, nu știu dacă arăta prea bine, pentru că ieșea prea tare din construcție și nu aș vrea să se întâmple chestia asta. I don't know, man. Asta e doar e o încercare, nici măcar n-am făcut pe creativ să văd. Arată bine ca rom, doamne, ca oval. Arată chiar ok, dar nu știu dacă să păstrăm chestia asta până la urmă. Da, o să am nevoie de ajutor, ca de obicei. Sau să-mi vină inspirația. Trebuie lăsat așa puțin, ne gândim, ne uităm, tot venim pe aici și ne dăm seama. Îi facem un background de culoare, nu știu, gri. Sau nu, tot așa, cu roșu, cu albastru, ceva ar trebui, știi? Sau să lăsăm doar capau. Da. Întrebări, întrebări, întrebătoare. Greu. Și acesta este cercul pătrat, care este construit din 11, 2, 1, 2, 11, 2, 1, 2, 11. Da. E cam pătrat. Oh, no, man. Oh, no. Da. Eu zic să ne mutăm de la chestia asta. Aștept părerile voastre. Și să încercăm să mai adăugăm niște detalii pe aici, cum ar fi niște scări și toate alea, să fie puțin mai frumușel. Deci, am adăugat niște scări și niște slaburi ca să fie puțin mai ok tranziția de la glass la sand. Pentru că dacă ne uităm așa, dacă e prea drept arată aiurea, da? Bă, da, greu, frate, cu elitra asta. Îmi trebuie poțiuni de slow falling. Cineva să facă un shop de poțiuni. Eu nu mă pricep. Bun. Da, așa parcă e prea boring, dar dacă ne uităm aici unde am pus scări și slaburi, parcă e mai ok. Parcă e mai ok. Nu? 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 Nimeni? Nimeni cu mine? Nu? Chestia aia e prea horror, oameni buni. What? Oh my god! Hai să dormim repede pe shop-ul lui Puff ca să intrăm în viitorul shop al lui Puff, care e deja shop, care deja vinde, care... Ok, hai să vedem cât costă. Deja intuiesc prețul, un preț extraordinar de mare, dar este ok pentru că el, după cum vedeți, după construcția minunată a lui Domino, foarte frumos, îmi place, foarte natural. Mă așteptam să fie un cap de Wither, gen pătrat, dar de fapt, oh my god, Domino, ce pot să zic, doar Domino, e genial. Bun, wow, și o crăpătură acolo, foarte frumos. Hai să vedem cât costă un cap de Wither, ia. 3 capete 16 diamante. Ok, eu credeam că un cap 16 diamante și eram gen, ok, let's do it. Fix 16 pregătite, nu știu, chiar n-am plănuit asta. Bun, pentru că vreau să bat repede un Wither astăzi ca să punem acolo încă un beacon, pentru că avem destule. Mamă, câte diamante mai avem, fai de viața mea, trebuie să luăm neapărat, trebuie să mergem la minat. De fapt, stai că am văzut la Domino că am făcut și niște vânzări. Stai puțin. Am văzut la Domino că mi-a dat 2 diamante pe white wool, pe lână albă, dar de fapt era un diamant. Da, asta este, na, apreciem. Poate să vină să-și ia unul gratis dacă e. Așa, bă, ce frumos. Bă, Colbert face vânzări, bă, în sfârșit 10 diamante, bun. Și... încă am mai făcut și pe aici, știu că am făcut. Undeva, nu aici. Fix astea nu le-am stacat și știu că avea nevoie de ele. Bun, bine de știut pentru data viitoare. Și o mai luat ceva parcă de aici, nu? Nu cred. A, bă, da, uite, o mai luat 2 de astea, dar nu știu dacă le-a luat el neapărat. 14 diamante. Bă, nu-i rău, bă, chiar nu-i rău. Oricum, mă duc acum să bat Wither-ul. Și să sperăm că o să mai bată Puf cât mai mulți Wither ca să mai cumpăr de la el, pentru că trebuie să completăm toate cele
patru turnuri, așa că hai să mergem. În următorul episod, oameni buni, s-ar putea să ne întâlnim cu Sky, cu Blushman și cu Puff, să încercăm să-i construim căsuța lui. S-ar putea. Bun. Acum unde vreau să merg mai exact? În Nether. Ok, în Nether. Ăsta nu trebuia să fie Sticky Piston. Ok, hai să vedem. Deci facem așa. Dați-vă, mă, de aici. S-au mai schimbat. Cred că s-au pus mai mult obsidian pe aici. Bun, și după apăsăm pe ăsta și dă cu capă, nu? Una, două... Știi ceva? Ultima dată mi-am luat foarte mult damage. Așa că prefer să iau chestia asta și să-mi pun tunica în loc de aripiarele de la KFC. Corect? Corect. Așa ziceam și eu. Punem tunica, punem asta repede. Aici așa. Silky, tu ești. Bun. Și acum cred că suntem pregătiți să batem acest nebun. Așa, și apăsăm pe ăsta. Și ar trebui să... Nu cred că... Vai, nu. Zim că n-am făcut o nebunie pe server. Zim că n-am stricat serverul. E blocat? Ah, ce bine. Ca de obicei, uită sonorul. Vai, am crezut că am făcut o mare prostie. Vai de viața mea, ce bine că n-am făcut-o. Bun, hai să luăm capul de Wither. De fapt, nu, steaua de Wither, mai bine spus. Și capul, că o să primim și un cap. Ceea ce e foarte bine, că o să punem acolo la muzeul nostru frumos. Ia. Muzeul tuturor haiducilor. A, am primit fix același cap de Wither pe care l-am mai primit și de trecută. A, super. Ăsta nu l-am distrus eu. În caz de se uite cineva la mine. Știi ceva? Pentru că sunt un haiduc bun și de treabă. Știu că am piatră pe aici, pe undeva. Uite, avem piatră. Bă, haiduc ca mine... Așa de treabă, n-ați mai văzut, frate, deci samba, piciorul. Ia, uite ce băiat bun sunt. Pun ăsta aici și aici mai era un bloc. Cred că era unul de ăsta. Bun. Păi, haiducul de ajutor, colpir. Bun, Nether Star-ul punem aici, capul ăsta îl punem aici, ăsta luăm aici. Bun, ne vedem la bază. Hai că am pus și beacon-ul. Ia să punem și ceva, dar nu știu ce vreau să-i pun. Uite, de exemplu, punem asta. Aha, bun. Și am să vreau, dar fără regenerare, tura aceasta. Jam boost, ne... Speed avem, dar avem speed 1. Dacă mai punem așa, cred că facem speed 2, dacă nu mă înșel. Dar o să punem rezistență la acesta, că de ce nu? La următorul o să punem strength. La următorul o să punem speed, iarăși, ca să avem speed 2 prin bază. Da, lăsăm rezistență 2, că regenerare nu mai avem nevoie și să fim foarte rezistenți în baza asta, foarte frumoasă. Ia să ne uităm, dar n-ar trebui să-mi apară. Așa, bun, rezistență 2, regenerare și speed. Stai să punem două de astea, caca, 3, na, e. Bun, hai să vedem și cum arată, hopa, Penelopa, salutare domnule zombie, la revedere. Și acum altă viață, frate, cu două beacon-uri, ești nebun la... Oh, da, păcat de ăsta, nu știu ce să fac cu el. Of, chiar nu știu ce să fac cu el. Dar oricum arată super fain. Arată super fain chestia asta. Dar asta mă deranjează în continuare. Bun. Nu prea avem noi TNT-uri. Vreau să mai mă ocup puțin de gaura numărul 10 de la... De la traseul nostru. Am văzut că Ciuncio nu prea s-a mai apucat să lucreze nimica pe acolo. Rușine, Ciuncio, rușine. Dar are și treaba omul. Ce să-i face? Asta e viața. E greu cu facultățile, cu de-astea, că nu e fain. Ok, hai să dăm foc la astea 5, că de ce nu? Și mai am ceva, o brichetă, ceva pe aici, pe la mine. Nu. Stai, frate, că am Ender Chest. Am Ender Chest și am un Shulker Box care are un... Cum să nu aibă, frate? Păi, colpir? Colpir este maestru. Bun. Punem asta așa și mergem să dăm foc la TNT. Yes, să vedem dacă facem, nu știu, puțin mai mult... Cum se cheamă? Progres. Da, progres era cuvântul pe care îl căutam. Oricum, dacă e să o luăm așa... Eu, dacă merg așa, pot să trec. Dacă merg încet, pot să trec. Ați văzut, da? Ați văzut cum am făcut-o pe asta? A fost incredibilă. Dar dacă merg, dacă dau o săgeată
O săgeată, doamne. Dacă dau un firework când nu trebuie, se face aiurea treaba. Bun, unde ar mai trebui? Hai să ne gândim. Când venim pe aici, uite aici ar trebui un TNT. Oricum după pun blocuri la loc, așa că e ok. Hai să vedem cum iese. Dacă era de la început, stai că nu i-am dat foc. Ce prost este. A, dar nu se putea așa? Ba da, se putea. Au. A, da, face ceva. Face, nu e rău. Așa. Și dă-i. Fun with TNT. Mama, de când nu m-am mai jucat cu TNT, să am bat picior. Bun, și putem să mai punem unul și aici, cred. Ia-i dăm așa? Da, se poate și așa, bun. Ui, trebuie flint în stil când ai dita mai frumusețea. Ok, bine, da. Tot vreau să fii mai... Ok. Bun, câte mai am? Două. Uite, punem unul aici. Dă-i foc, dă-i foc! Check it out! Ai, fugi! Au! Am crezut că nu mai explodează. Așa, și am putea să mai punem una și aici. Bine, că nu vreau să se complice lumea, așa că... Cred că o să mai cer de la cineva niște TNT, dacă mai are. Ca să facem. Sau îl fac eu acum, cred, dacă mai am. Uite, am spart aia. Și acum, dacă mai spargem așa puțin noi și mai punem câteva... Ia să dăm așa o tură. Repede, repede. Trebuie să fie mai organic, mai frumos, mai fancy, șmensi, nu așa de astea. Bun, deci vin în viteză, vin în viteză. Da, bravo, boss. Vine colpirul din viteză de la cercul 9 și se duce spre cercul 10, foarte ambițios și... Pușca și cureaua lată. Ce bărbat eram. Ok. Cred că știu cum poți să intri cel mai bine aici, mergând cu F5. O, da. Cred că da. Mult mai... bine. Uite, e ok. Dacă dai cu capul pe acolo așa puțin, nu e nicio problemă. Eu vă las în pace dacă greșiți, măi haiducilor. Dar hai să mai încercăm încă o dată. Trebuie să se poate. Important e să nu te oprești. Asta e ideea. Că dacă te oprești, pierzi tura, știi? Dar dacă nu te oprești și dai doar cu capul, este ok. Ia uite. Ah, deci. Mai este problemă pe aici. Hai să mai lărgim, frate. Bă, cam ești piciorul, că nu mai pot. E enervant. E bine așa, fraților. Am mai lărgit-o puțin. Și dacă vrea Ciunciu să o lărgească mai tare, e ok. Dar eu o las așa. Că mi se pare chiar foarte ok. Eu am reușit să trec până acum destul de bine. Așa, și va trebui să facem și săgețile. Am început să fac săgețile la... Deci după vine 5, 6 cobori așa frumos și am făcut acele două săgeți ca să își dea seama haiducii că trebuie să vină prin gaura asta ca să treacă pe aici. Și aici cred că este destul de evident pentru 8. Pentru 9 este destul de evident. Singurele săgeți pe care cred că ar trebui să le mai fac sunt astea de aici. De la 11, 12, 13 și 14 cam greluți ca să-și dea seama lumea că e tocmai acolo. E de la 13 la 14, îi ceva. La 15 se înțelege clar. Nu știu, eu o să mai fac traseu și îmi dau seama cam pe unde ar mai trebui. What? Ce e acolo? Asta e lână? Ah, nu, e o umbră. Mai fac traseu de câteva ori și îmi dau seama unde este nevoie de câte o... nebunie de asta de săgeată. Vă dă nenea Colpir acum un sfat pe care probabil l-ați mai auzit, dar probabil puteți să uitați de el. Când construiți la înălțime, fraților, trebuie să aveți o găleată cu apa, pentru că dacă eu vreau să pun acum un bloc de lână sub acest bloc de sea lantern, este de 1000 de ori mai ușor cu o găleată cu apa. Ajută foarte, foarte tare. Așa că eu așa am construit aceste nebuneli de săgeți și hai să vi și să vi le arăt. Asta voiam să zic. Bun, bravo, română. Aha, bine. Deci de unde începusem? Așa, deci când ieși din 10, avem două săgeți care duc înspre 11, după avem aici 3 care duc înspre 12. Înspre 13 avem 2 și ha. Ei, nu! Bun, avem una care ne zice oarecum și astea. Acum nu știu cât de intuitiv o să fie de la 13 la 14,
Stăteam aseară și vorbeam cu Puf și am zis că poate vine el odată sau să vină cineva care să fie așa mai neutru, să nu știe nimica despre asta. Și când să încerce să facă traseul odată și să vedem cât de intuitiv este, că dacă nu este destul de intuitiv, înseamnă că trebuie să mai punem niște săgeți sau să schimbăm cercurile cât de cât. Dar în orice caz, am terminat cam toate săgețile de la 1 până la 16, știu să le fac pe toate. De acum urmează eu, pe persoană fizică, nebun, să fac aici o platformă frumoasă, să fac terraforming. Adică eu nu mai fac momentan cerculețe, eu doar o să-l mai ajut pe Ciunciu să mai fac o săgeată, dacă mai să mai modific cifrele lui care tot timpul le greșește. Și chestii de astea. Nu e ca și cum am greșit și eu cifra 15 ultima dată, așa că e ok, nu e nicio problemă. Bun. Da, de acum începem să facem terraforming, să mutăm portalul și toate alea. Și cred că am făcut o vânzare mare. Ia stați puțin să verific. Da. Asta cred că e lâna mea. Se vede calitatea. Se vede calitatea superioară. Ok, n-am să postez asta dacă Ciuncio nu a postat videoclipul. Ok, sper că nu îl postează. Adică sper că îl postează mâine. Ok, lăsați-mă pace. What? Doar atâta? Nu contează, măcar am făcut ceva. Dar totuși, doar atâta. O zis că îmi cumpără toți, că tot. Ok, bine, așa faci. Cu promisiuni de asta, bine, nu e nicio problemă. Ok. Oameni buni, cam atât a fost pentru episodul de astăzi. În următorul episod poate umplem și noi astea. Aici avem noi o problemă. Trebuie să mai umplem asta. Ok. Da, în episodul viitor probabil lucrăm la Sky acolo frumos, la catedrala lui mare și frumoasă, cu Blushman Puff și el, bineînțeles, el care o să ne dea ordine, o să încercăm să facem cât de bine se poate. Vă aștept în următorul episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like acolo, să fie, și dacă n-ați făcut-o până acum, să vă abonați, dacă doriți să mai vedeți, vocea, să-mi auziți vocea. Bun, gata. Eu am fost Colper. La revedere!